Poliția română, într-un plan aprobat de ministrul afacerilor interne, Petre Tobă, a dispus suplimentarea dispozitivului curent pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale în zona centrelor de examinare, centrelor unde sunt constituite comisii, subcomisii de evaluare a lucrărilor de soluționare a contestațiilor, precum și timpul transportului lucrărilor de la centrele de examen la centrele de contestații și retur. 977 de polițiști vor acționa zilnic suplimentar față de activitățile dispozitivelor curente din teren. Dintre aceștia, 611 polițiști sunt la structurile de ordine publică, iar 237 sunt polițiști de la rutieră, iar restul din alte structuri ale Poliției Române.